Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Hai, salut prăduitorilor, ce faceți? Eu sunt Andy și bine v-am găsit la un nou car vlog. După cum ați văzut și titlul, suntem aici cu Remo, cu decapotabila. Cineva mi-a lăsat ușa deschisă în pana mea și sigur nu am fost eu. Mi-am uitat ghiozdanul de sală în mașină la Bergea, așa că mi-am luat pantalon și tric și maio, pentru că dacă l-am uitat în mașină la Bergea, mai mult ca sigur, o să fie încă urde de ieri. Și da, vreau să-mi pun GoPro pe cap, să facem un car vlog. Sper să pot să mi-l pun de dita mai șap ca asta. Haideți să vedem dacă reușim să-l punem. Și nu uita să dai un like acestui video dacă îți place și primul car vlog din decapotabil. Așa că hai să vedem. Ia ziceți, oameni buni, ce faceți? Uite, am început și car vlogul ăsta, ta. Sper să se vadă bine, pentru că n-am mai făcut car vlog de foarte mult timp. Da, sper să nu se vadă prea jos, sper să nu se vadă prea sus, sper să fie doar perfect. Pum! Dimineața, Remo, asta este cam una dintre singurele ei probleme, ale lui, pardon, pornește mai greu dimineața, nu neapărat dimineața, ci atunci când durați foarte mult să stea. Eu cred că pompa de benzină în cam pierde presiunea, altceva nu-mi explic, pentru că oricum, dacă nu pornește din prima cheie, pornește sigur din a doua. Dacă aveți vreo idee ce ar putea fi, lăsați-mi în comentarii, dar și eu am întrebat la rândul meu și mi s-a spus că sunt o grămadă de cauze, adică pot să fie bujile. Bine, care le-am schimbat, deși am schimbat uleiul, ar trebui să le schimb. Poate să fie pompa de benzină, poate să fie filtrul de la pompa de benzină, deci poate să fie mai multe, așa că n-ar rău să-mi bag capul, pentru că merge ok, oricum din a doua cheie pornește. Domnul Bursia, o să vină și el cu noi. Uite, și tu am activ eu ăsta de aseară prin mașină în pana mea. Ce fac cu el? Gata, am rezolvat. Uitați-vă și pielea. Pielea de pe volanul vechi al lui Beca, uitați-vă la el, aici era Pernandezu, sau nici nu știu cum se pronunță. Și așa era pielea. Frate, ce uzată era, băi, ești nebun. Băi, sper că Bercea iese din casă, pentru că n-am chef să-l aștept 10.000 de ani. Opa, așa, hai cu tati Remo, hai cu tati, da. Bine, mă, haideți să dăm drumul un pic la muzicuțe. Iauzi. Believe. Oameni buni, noi acum mergem la sală. Avem de făcut umeri astăzi. E rândul meu să merg cu mașina, pentru că am început să facem și noi cu rândul. Adică până acum mergeam eu, Bercea, așa, când ne venea. Acum facem cu rândul. Adică o zi mergem cu mașina mea, o zi mergem cu mașina lui Bercea. Astăzi aș vrea să ajung, dacă pot, și pe la Malul Mare, să-mi cumpăr niște butoane pentru Beca. Chiar ar fi necesar să-mi cumpăr niște butoane pentru Beca, pentru că știți că nu mai merg și vreau să fac un car vlog cu nou volan. Din păcate nu pot, pentru că nu merg butoanele să ridic geamul. Am pus o hârtie pe ea să nu plouă în ea, deci numai Dumnezeu știe ce am făcut eu ieri. Numai Dumnezeu știe. Băi, asta sper că filmează. Filmează băiatul. Op, și la BMW ar trebui de asemenea să fac și unghiu de fugă, pentru că uitați-vă, când merg drept stă un pic volanul câș. Nu e asta neapărat o problemă, dar na, out. Al BMW. Op. Vă întrebăceți, băi, copii, oameni buni, pentru cei care vă întrebați cât mănâncă Remo, pe care îl știți că l-ați mai văzut, dar nu am apucat să vă zic cât mănâncă, pentru că nu am mers destul cu el. Remo mănâncă undeva la 13-14 benzină în oraș. Enorm de mult, după părerea mea. Nu știu de ce mănâncă atât de mult. Mi se pare enorm de mult pentru un motor de 2.5. Adică gândiți-vă că se apropie de consum cu A8-ul. Și A8-ul are motor de 3. Oh, salut! Salut! Uitați-l pe domnul Bursia. Ce faci, domnule Bursia? Salut! Ce faci, domnule Bursia? Să mă ștergi de brânză. Să te ștergi de brânză? Vino cu-a. Vino cu-a. Luași găzdoanul meu un puțit? Da. Dacă ți-l uita la mine. Ai tricou cu David Guetta, a? No. Mai eu. Mă ți-l lași? Ce faci? Bună, rodule. Ce, mă? Yeah, bitch. Merge. Du-te. Dar o luați sub tonă. N-are nimic. Mai luat și pe domnul Bursia. Ce? Da, mi s-a pus pe ea. Păi am băgat de aseară benzină de aia. Să se termine. Doar ce ziceam la băieți că mănâncă 14.
14, a? Bă, nu știu, am făcut 140 de km cu 1.000.000. Bine, am băgat vreo 17 litri jumate de benzină. Am faceți și voi calculul, că nu știu când vine. Nu știu dacă vine chiar 14, dar cred că vine un 13 și ceva. Bă, eu cu 17 litri nu, eu fii atent. Eu cu 2 milioane jumate am făcut 440 de km. 2 milioane jumate? Da. Mă, lasă-mă, atunci când ai mers tu în exterior, că la ce calcul ți-ai făcut tu? Am mers tu. Mă, lasă-mă, dai drumul de aici. Eu așa cu 1 milion. Ți-ai făcut tu calcul? Adică cu asta de lei, gen cu 18 litri, făceam 165-170 de km. Adică un consum de aproape 11, chiar ce jumate. De ce trebuia să-l ocoliți pe ăsta pe al doilea sens? Adică... Cine știe. Ok. Avem apă, nu mai trebuie să ne oprim, da. Nu? Mr. Bombastic. Da, ce mă, ce faci, mă? Nu știu, la început sunt mai mișto. Tu cred că vrei să strici asta, nu? Ce? E, nu știu, vrei să strici radio, așa, că te văd așa, pornit pe ele, nu știu ce să faci, vrei să pui mâna, unde să te uiți. Mm-hmm. Deci nu mai oprim la non-stop, da? Nu. Bă, la telefonul meu e acolo. Deci. Mamă, și voiam să fumez și o țigare, da. Las că fumez. Vrem să fumez și eu. Păi de ce? Pentru că pe așa vreau. La volan. Da, mă. Nu pe vede legea. Hai, tăicule, ieși și tu. Și la rețe care în gură. Vezi? Pe o grijă. Ai spus cumva pe noapte fie soare. Oh, bă, că așa ce-o lăsă în loc. Arată-le la oamenii, te pe da, de 5 lei. Da, arată-le 5 lei. Oh, cineva dă orașul, ia uite. Săracul. Aștept de bluză. Și s-a uitat la mine. Băi, nu știu ce ai pe cap, nu zic. Probabil. Bă, dar sper să se audă bine. Bine, nu cred că nu bate curentul. Bate curentul mai mult în spate. În spate. Băi, și am văzut la ultim vlog, cred că astea, că își pun GoPro cu capul în jos. Da. Dar nu știu cum, că am încercat să mi-l pun aici, capul și nu stă. Nu știu cu care e șmecheria și capul, da, nu se bine că dacă are acolo și are și microfonul deasupra. Și te auzi mult mai bine. Știi că ea cu ne cu capul în jos, când am vrut microfonul deasupra. Dar n-ai încercat să o întorci invers. Dar nu știu, am încercat, dar nu mi-a ieșit nimic, nu știu ce am făcut. Ia zic la asta, ce ne mai zici tu de mașina asta exemplară? Cât de cerculețe am mâncat mașina asta? De iarna trecută. Multe. Băi, cred că nu există. Ai, nu în fiecare zi, dar odată la două zile cel puțin în cerc dau. Așa nu, ai văzut, pac, mai vin seara pe la stație. Adică care vine stație și e lumea acolo, e imposibil să nu dăm un cerc măcar. Da. Un cerc pe asfalt, nu pe... Normal, că noi nu ne jucăm. Unde la... Da, ia zile tu, cred că de cercul la mișto, cred că de-am dat atunci. Ai dat, ai dat și tu un cerc. Dar la tine nu prea rămân urme pe asfalt. Păi nu rămân, că cercurile de vară sunt tocite deja. Cred că dacă stau bine să mă gândesc, de-aia se și învârte, că la că s-au mâncat. Dar mai merg un sezon. Mai merg un sezon, nu? Așa zis și vara trecută, mai merg și vara asta și la anul le schimb. Și le-ai mai schimbat? Mai rost. Oameni buni, voi știți când mi-a luat să mă obișnuiesc să conduc mașina asta, gen bine. Nu, până atunci înainte o conduceam, că... Na, dar să o conduc perfect, adică la modul ăla, să nu, frate, să nu să o zbicesc, să o smucesc. Deci gândiți-vă că cred că mi-a luat aproape, nu o lună de zile, dar două săptămâni. Băi, eu i-am mai zis, la BMW-urile sunt foarte, foarte rigide. Foarte nu, rigide. Le ușor, că dacă le ușor, le... Da, și sunt foarte rigide. Gen, uite, de exemplu, dacă eu nu știu dacă ați observat până acum, schimb a întâi, a doua numai în 3000 de turații. Și a treia pe la 2000 jumate. Deci dacă merg mai încet, să zic, să schimb în 2000, mănâncă mult mai mult. Mult mai mult. Păi normal, că ăștia sunt BMW-urile. Dacă vrei să mergi cu ele la consum, îți mănâncă mai mult decât ar trebui. Așa mergi cu ea cu vrei. Te mai dai un bici. Corect. Și tot acolo ești. Ba, frumos e asta. Ce ăsta, 7? Șef, ia uite. Șefană. O, cu tajantele are. E intermitent aici, să nu-mi ziceți că trec pe roșu. Și dacă te ce? Cum adică? O, noroadă! Salut! Cred că e plăcut de tine. Zici? Bă, stai să mă ridic în geamă.
Ai, nu ieșiți toți în fața mea, că n-am pe unde să trec. Ei, n-ai ieși, faci. Bă, mereu ratez a treia, n-am văzut, bă, așa ceva. Nu știu ce am, fraților, nu sunt obișnuit să o bag a treia la asta. Intră, 1, 2, 3, 2. Intră mai greu decât la Beca, mult mai greu. Și nu sunt obișnuit. Bine, am și emoții acum că am GoPro pe cap. Hai să zicem 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Vreau să fac frumos printre ei, dar nu se puseră cum trebuiau. Da, e bine lor, vede, da. De ce nu puseră cum trebuie. Mercedes. Și mașinile ăștia țin la călăreală, frate. Da. Deci ții mașinile ăștia la călăreală. Dacă îl călărești, parcă e mai bine. Mai ales motor mare. Da, deci la motoare mari, la BMW, sunt finte. Bine, motoare mari. Bine, de fapt, 2.5, nu pot să spun că e un motor mic. Băi, motor chiar bun. Băi, având în vedere că cel mai mare motor de serie de pe asta a fost 3.000. Da. Nu vorbim de M-uri. Da. M-a a fost 3.3. Deci chiar e un motor mare. Băi, fraților, haideți că noi o să închidem acest car vlog aici, pentru că nu vreau să vă arăt unde avem sala. Că nu avem chef să ne vedem cu voi pe acolo. Mai avem cel puțin 10 minute. Da. Până acolo, dar deci cam aduc acest car vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, domnului Bercea, la acest video. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!